Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România! Simona Halep traversează cu siguranță o perioadă neplăcută, iar fanii sunt îngrijorați pentru ea. Sportiva noastră nu a mai publicat nimic pe Instagram, în condițiile în care aceasta obișnuia să fie activă acolo. Ba chiar mai mult, sportiva nu s-a înscris nici la turneul WTA 500 de la Tokyo. Simona Halep divorțează de Tony Urug după ce au avut o ultimă vacanță împreună în această vară. Cei doi au ales ca destinație de vacanță insulă grecească Mykonos. Separarea va fi pe cale amiabilă și nu va exista partaj, aceasta fiind înțelegerea dintre ei din momentul în care s-au cunoscut. Momentan, Simona Halep încă are pe Instagram pozele cu Tony Urug. Acum se zvonește că sportiva ar avea în plan să se mute pentru o perioadă din România. Simona ar avea ca destinație Nisa, un oraș din Franța, aceasta fiind cucerită de Coasta de Azur. Sportiva și-a petrecut mult timp în această parte a țării în ultimul an, încă de la începutul colaborării cu Patrick Mouratoglu. Antrenorul deține acolo cea mai mare bază de antrenament din Europa, după ce inițial a oferit o declarație incertă, legată de despărțirea de soția sa în urmă cu puțin timp. Afaceristul a confirmat despărțirea de Simona Halep. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.